Cluj și în Frankfurt, stau 3 ore aici, nu o să filmez mult și o să dorm 10 ore jumate în avion până în Denver, până în Statele Unite. Z23 poate Z23 Frankfurt fără mască, nu mai eu puteam să fac asta. E ora, cred că e 10 ceas. Fac mai multe filmulețe și pun pe Cristi Marin de la Strehaia, pe YouTube. Gata, că mă doare și mâna. O să filmăm și la nemți aici, la Frankfurt. Frumos, miroase pe aici. Și aici în magazin, ulei. Cam așa arată prin aeroportul din Frankfurt. Sunt corespondentul Cristi Marin de la Pro TV. Am fugit de șatra din Strehaia și am venit la Frankfurt pentru 3 ore. După aceea fug în America, unde nu mă găsește absolut nimeni, pentru că șatra nu are niciunul dintre ei, nu au viză, ca să zic așa. La STPLO în Las Vegas îi fac invitație de pe acum să se ducă să obțină viză de turist și mergem în Las Vegas. Uh-huh. Toată lumea mascată, e Halloween peste tot în lume, din Halloween. Care mai de care, nu știu ce mască. Eu eram cu măștile, cu masca lui Zorro. Multe chestii. Eu știu unde trebuie să mă duc, dar am zis să vin și până aici. Trebuie să mă plimb prin aeroport, în oraș. Dacă mă duc, rămân acolo. Așa că... Și încă ceva. Nu mi s-a cerut testul COVID. Și ce credeți? Eu nu am testul COVID. Pentru că știam că nu-mi trebuie.
Sunt băiat deștept. De ce să fac eu testul COVID când eu sunt sănătos tun? Să-l facă cine o vrea, cine o putea. Eu nu-l fac. Plus de asta e, costă și o grămadă de bani pentru noi românii. În schimb, în Italia este vreo 20 și ceva de euro în test COVID. La noi este aproape 100 de euro. Și mi se pare normal. Capitanii la Lufthansa. E repede 3 minute aici în aeroport. E cam plictiseală. Nu cunoști pe nimeni. E ca acolo unde mă duc eu, în pustietate. Avem și poliție aici. Apropo de poliție, am ajuns în Frankfurt. În avion au venit doi polițiști. M-au controlat pașapoartă. Atâta pericol de... Zici că eram terorist. Într-un fel de bine să facă controlul, să facă asta, că să nu fie probleme cu nebunii. La câți mascați sunt acum, normal, că nici nu mai le văd figurile. Am ajuns la Z15, eu trebuie să caut Z23. E prima oară când vin în Germania, în Frankfurt. Și la întoarcere nu o să mai vin prin Frankfurt, o să vin prin Chicago și prin München. Am mers ceva până aici și mai e de mers. Am ajuns la Z16. Z23 e până în capătul celălalt. Întâi să văd unde este și pe urmă mă mai plimb. Să văd dacă mai fac filmări, dacă nu, nu și gata. No. No, thank you. Orice ți se spune, spui no. Thank you. Goodbye. Uite ce au aici. Un hot dog e 3,95 de euro. Nu e ceva. Am mâncare în avion, băutură, totul inclus în preț, a business class. Păi nu? Prețuri aici, 12,50 euro, o ciocolată de asta mare. Ce prețuri mari, mă, da, și salariile sunt pe măsură. Toblerone, Toblerone. Au zis Toblerone mare. Toblerone la 11 euro de la 16,60. Nu mă omor cu Toblerone. Ia să vedem ce sunt băuturile astea. Uite, Moet, 12,50. Vreau că nu credeți. Ce parfumuri. Neinteresant.
decât să dau banii pe prostii, mai bine iau bomboane la copii. Păi nu? O să mă văd cu Dani în aeroport, cu nepotul meu. Dintre toți nepoții vine doar el. Și apreciez asta. Eu n-am venit cu bagaj, dar i-am adus ciocolată. De la Oreo. Am filmat vreo 9 minute. Fac o filmare pentru vlogul meu de pe YouTube. Pe contul meu de pe YouTube. Cristi Marin de la Strehaia. Uite, nașule, unde am ajuns. Te-a luat somnul azi noapte. Ți-am zis, oprește-mă, nu mă lăsa să plec. Așa de tare ți-a apăsat de mine, mă, nașule, mă, să mă las să plec, mă. Ce te faci tu acum fără mine, a? Ia zi tu. Te duci la Stabor? Unde te duci? Legea țigănească, ce e acolo? Legea țigănească? Trimite-i la Tribunalul București și vei avea câștig de cauză. Ăștia nu știu. Bă, am pierdut numărul. A, uite că l-am găsit. 023. Unde putea să fie decât aici, nu? În capăt. Sala de așteptare. Pentru următoarele, cred că 3 ore. Tot și ochelari ăștia. Ia să vedem prețuri aici. Ochelari. Ia, ce sunt astea? Sandwich. $8, un sandwich de ăla. Băi, mai $8, pardon, eu sunt cu dolari, 8 euro. Băi, lasă-mă. Ia să vedem o Coca-Cola de aia mică cum e la noi acolo. 2 la 6, 6 euro 50. Băi, lasă-mă. Scumpă, băi, băiatul. E cu 1 euro cumpăr una de aia mare de la noi. Hai să fim serioși. Păi nu? Magnet. Trebuie să-mi iau și un magnet de aici, din Frankfurt. Da, știi ceva? Eu am magnet din Las Vegas. Și plus de asta, eu nu am euro la mine, am decât lei. Și nu știu unde trebuie să schimb. Nu știu. Afară e zăpadă. De la Frankfurt, în aeroport. Parcă am trebuit să opresc telefonul să nu luăm fără baterie, că mai am de stat vreo 2 ore jumate pe aici, vreo 10 jumate de zburat până la Denver. Dar am o baterie externă și cred că o să am priză și un avion.